Pe lângă creșterile salariale din sistemul bugetar, în luna august au intrat în vigoare mai multe măsuri. TVA-ul a scăzut de la 20 la 9% în agricultură pentru mai multe produse și servicii agricole. Angajații din domeniul cercetărilor nu mai plătesc impozite, în plus s-a modificat și formularul în baza căruia firmele pot deduce TVA-ul. Taxa pe valoare adăugată a scăzut începând din 1 august pentru anumite categorii de produse și servicii agricole, după cum a declarat și premierul Dacian Cioloș în urmă cu o lună. TVA-ul pentru lucrări agricole să scadă de la 20% la 9%. Reducerea TVA se va aplica pentru produsele agricole destinate însămânțării sau plantării, dar și în cazul prestărilor de servicii, cum ar fi, de exemplu, lucrările de arat, semănat sau ierbicidat. Pentru livrarea unor inputuri necesare pentru producția agricolă, cum ar fi semințe, îngrășăminte, pesticide și alte produse necesare însămânțării sau cultivării plantelor în agricultură, dar și pentru prestarea de servicii specifice lucrărilor agricole și întreținerii culturilor agricole. Întreaga listă de produse și servicii cu TVA redus poate fi consultată în Ordinul Comun al Ministerului Finanțelor și Ministerului Agriculturii. Tot de la 1 august, angajanții din cercetare și dezvoltare tehnologică vor fi scutiți de la plata impozitelor. Am decis în guvern ca începând cu luna august sau începând cu salariile lunii august, pentru toți cei care lucrează, inginerii, cercetătorii care lucrează în centrele de cercetare, dezvoltare tehnologică, să eliminăm impozitele și taxele pe salarii, ceea ce înseamnă o creștere proporțională a veniturilor cercetătorilor. În felul acesta, guvernul speră să atragă tot mai mulți tineri în acest domeniu și să reducă migrația forței de muncă calificată și, nu în ultimul rând, să impulsioneze companiile să investească în țara noastră și în cercetare, nu doar în producție. În plus, de la 1 august s-a modificat și documentul care a blocat activitatea a 10.000 de firme și a stârnit nemulțumirea mediului de afaceri. Este vorba despre formularul de înregistrare în scopuri de TVA, de care depinde posibilitatea firmelor de a deduce taxa pe valoare adăugată.